Chi è tata Nezzo Mondialu? Are tata pălărie? Are tata ochelari firmă de firmă? Înțelegeți voi cum stă treaba? Mamă, i-am zis care e serata în seara asta. Păi voi tot ziceți de mine că Nelson așa și pe din coace. Eu am două buzunare. Deci ca să înțelegeți, eu am două buzunare. Are tata și pe stânga, are tata și pe dreapta. Are tata pe stânga pentru curdușăreală. Are tata pe stânga, pe dreapta pentru boierime. Ați înțeles cum stă treaba? Închide la aia să nu ne sune. Și o începem pe partea cu curdușăreala. Bă, alu, să ne înțelegem. Deci eu când dau pe culdușăreală, când dau pe culdușăreală, moment, când dau pe culdușăreală, ia uitați, începem cu leii, începem cu ăstea, înțelegeți? Să nu luați fața. Nelson Bandit. Bă, alu, eu sărbătorile de iarnă, eu le aștept frecvent. Sărbătorile de iarnă. Eu mă gândesc că mâine, poi mâine, răs poi mâine, să rupem din bani că suntem băieți. Înțelegi că mâine, poi mâine și așa mai departe, ia bot. Băi, deci botul și oconașul stă pe mine grămadă. Îi băgăm în buzunar ca să nu ne deranjează la ce? La sărăcie. Și intrăm, ieșim, intrăm de pe partea opusă. Pe partea opusă, după cum vedeți, domnilor, începem să numărăm. Deci, pe partea opusă, după cum vedeți, avem dexteritate la ce? La euroi cu licurici. La euroi cu licurici. Auziți aici. Și acum facem surpriza surprizelor. Pentru că eu tot timpul v-am arătat și am vrut să demonstrez că sunt mai tare și ca și cei care face din astea să apară și să dispară, punem bani în clop. Uitați-i aici. Îi vedeți? Banii îs în clop. Banii îs în clop. Ia uitați aici, să vede. Banii îs în clop. Bot, bagă mâna și scoate banii de acolo. Ia-i rog. Bagă mâna, rodem-ne carul și scoate banii de acolo. Bei mai în botă să mă bei, dacă am zis că nu lăsa vreau și ție ceva. să ăsta, să scu... Deci banii ați văzut, sunt clop. Acum eu clopul îl voi întoarce către mine, voi sufla. Îl întorc către voi. Bă, oameni, auziți aici. Pe laterale, clopul este gol. Clopul, după cum vedeți, este gol. Ați văzut. Îl întorc și invers ca să nu ziceți că are fund. Uitați-vă aici. E gol. Clopul este gol. Nu este nimic. Punem ăsta înapoi. Pune banii, bot. Nu mai pun. Pune că așa clop în gură, îți dau de numai. Nu mai vreau să pun. Pune numai în Nu mai am bani, nu pun, mai mă duc la lucru. pune gâsnul ăsta, ca pe Bani, nu dau cu mai duc cost. la lucru. Deci, băieți, suflăm încă o dată, îi întoarcem pe o parte și pe alta și banii au apărut înapoi. Ăsta e clopul fermecat. Ăsta e clopul de care eu nu mă despart. Cu clopul ăsta eu fac anumite constelații, adică care, înțelegeți voi, care merită. Ia ochelarii de la ochi. Să vedeți că sunt eu Nelson Mondialu. Cu ultima apariție e tricou. Nelson.
Ia uitați aici, ultima apariție e tricou Nelson. E ca și ăia, Evisu. Cum îi zice, știți voi, nu ai Nelson aici. Înțelegeți? Fii atent. Acum o să vă arăt cum banul zboară de acolo în ăsta. But. Ia și aruncă câte 100 de euro aici. Prinde, prinde mai de bută. Uitați cum zboară banul aici. Gândi. Gândește-te căscarul. Uitați cum... Uitați cum... Aoleu, că a început ăla. Uitați cum zboară banul aici. Gâzi din capătul camerei, rode mi-ai carul, așa. Dar nu-ți băga și muiu. Nu-ți băga și muiu. Uitați cum zboară banul. Fiți atenți cum zboară banul. Banul zboară pentru că e zburător. E oroi. E zburător banul. Înțelegeți, mai costă treaba. Mai încoace să zboare banul, dă-i, dă-i gâzi, ca așa, de. Păi te nu-ți ghidrăva! Voi spuneți mie, mă, că mie îmi trebuie, mă. Eu când vreau să fac ajutoare pentru sărași, eu fac ajutoare pentru sărași, mă. Voi spuneți mie, nimeni ce ochelar, mă, Bickenberg, mă. Bickenberg, mă, de cocalar adevărat, mă. Uite, mă, eu când îl pun în scoc, e adevărat, mă, dar nu vreau să-l pun. Da, botul meu... Uite! Atât ai trebuie. Vă salut, prietenilor. Nelson Mondialul vă salută. Să nu înțelegeți greșit, înțelegeți voi? Pe cei pe carcasa asta, să nu înțelegeți greșit. Vă salută Nelson Mondialul. Pentru voi ăștia care mă faceți culduș, vai și amar, păduc și un alta. Voi încă nu l-ați înțeles pe Nelson Mondialul. Voi încă nu-l cunoașteți pe Nelson Mondialul. Voi încă nu vreți să-l înțelegeți pe Nelson Mondialul. De ce? Pentru că sunteți persoane, unele persoane dubioase. Mă refer, știți voi la care. În fine, pretinii mie din lista de aur, vreau ca să fie bine pentru toată lumea. Mă pregătesc de Crăciun. Mă pregătesc de Crăciun și cu un coronel. Prima dată am vrut, pentru că acum bradul va fi altcumva acățat sus și vreau să văd dacă rezistă greutatea. Dacă rezistă... Vin aici, Bot. Da, Bot, aici. Vin aici, gâți. Vreau să văd dacă rezistă greutatea. Ce? Nu fiu, că ai bani. Numără și pentru fiecare petală. Ce petală? Pentru fiecare crenguță. Numără-i până eu fumez țigara. Numără-i cu, nu cu dedicație, cu cum vrei tu. Ce faci? Unde numere așa când ești că e salariatul de la sărăcii? Ha? Vă gădați seama, mă, salariat sărac? Cum pornești astea două cifre, litere? Cât să-ți... Cât vrei? Cât vreau. Fiți atenți aici. Ce trebuie să cumpărăm de Crăciun? Las, că știu. Păi zi de pe acum, să-ți dau. Tot în banii, că eu știu. Câți? Păi, îți las și ține. Bine, tu... Ce? Uite ce față ai, gândești că
când văd banii. Schimbă-ți de la 50 de euro, schimbă-ți fața la hârtii de 100 de euro, măcar. Deja vă schimb, că știu că nu-i văd ăștia. Pot e una de 50 euro. 100. Auziți, bă? Femeia e corectă. Deci nu are pretenții. Nu are pretenții. Deci al doilea set de sticle și acum pun la bătaie și o brancaneră din aia, Brâncoveanu. Pun și un Brâncoveanu. Mami, ce să cumpărăm de Crăciun? La copii, la colindat. Ce le dăm? Bani? Le dăm jucării? Sau le dăm bobă? Și tata vrea să le dai bobă cu cocolată. Și tu știi cu copiii ce le dai la copii? Anul ăsta nu-i primesc. Nu, nu e fel. Să nu primești copiii, mă. Deja te sună să ți-l găbim la colindă. Dar tu îți faci poză cu copiii. Dar cu mine nu vreau să-și facă numai cu tine. Nu-i trebuie, dar mi-e rușine. Mă, mă, cum mă cu banii în mână. Adă-i aici și nu-mi dau nici aia de 50. Nu m-am uțit acolo și pe aia mie. Nu-i dau nici aia de 50. Deci, domnilor, auziți aici, pentru cultura voastră generală. Să nu mă faceți pe mine sărac. Pentru că eu dețin. Să nu credeți că mai e cineva la mine în casă. Uitați-vă în oglindă că nu-i nimeni în casă să ziceți că-s banii lui. Înțelegeți? Îs banii mei. Acum că îi am acum și mâine nu-i mai am, dar banii mei, cât îți la mine, mână-s banii mei, mă, să ne înțelegem. Voi sunteți o groază care ați vrea să fie banii voștri. N-au furat niciuna de 100. Zi-te, mami, ce cumpărăm? Nimica. Nu pot să fac clip că nu-s banii mei. Băi, oameni, mă păcălim. Nici idei nu ai. Nici idei nu am. Nu mă pot lăuda, băi. Nu mă pot lăuda, băi. Nu pot, băi, dacă nu-s banii mei, băi. Nu mă pot lăuda. Nu mă pot răuda, mă gândesc să am e pe șeapără. Da? Bă, am e pe șeapără. Nu mă pot răuda, bot. Na, nu pot. Sună-l pe Petrică, cheamă-l pe Petrică să-și iei banii și... Nu. Nu. Vecinul Petrică, băi, mâncava și vrea să fac bani, dar, să fac clip, dar nu, nu pot. Nu pot, că nu-s banii mei. Am vrut, scuzați-mă, am vrut să fac o din asta, o pledorie. nu merge. Ce-i bot? Ha? Nu merge. Mai bine mă las. Dai și mie o hârtie. Păi da, cum să-ți dau câți bani luăm? Da și mie o hârtie. Îți dau de aici. Din stânga? Îți dau de aici. Dai de pe laterală? Ce da, ne vieși, bă? Ce vrei câți? Mi-ai dat. Cât e hârtie? Trup nu-mi dai. E în postul Crăciunului, am să zic a Paștelui. Trebuie să stai până în postul Paștelui. Bine, poate te abuzez. Bine. Prietenilor, îmi pare foarte rău, am vrut să fac un clip, dar nu pot, da. Nu pot să-l fac și dacă asta e, asta rămâne de manglit. Măcar să-i punem să se vadă.
Nici acolo nu se vede. Opticașii carurile jos.